Hai să crezi! Bă, ideea care este că uneori mai trebuie să faci și lucruri care nu țin neapărat de competența ta, știi? Trebuie să merg cu asta la Mureș. Uite cum le-a legat așa fain-făinuț. Ideea care este, dacă poți să faci ceva, adică dacă poți să aduci un plus, e ok. Intră pe site-ul ăsta să te uiți, porteroyal.ro. Fii atent ce chestii faine fac ăștia. N-ai să crezi. Hai să facem o cafea. Extinguisher. Asta vreau să spun, dacă poți să faci lucruri care... Mare. Știi cum e că mulți se plâng, pentru că zice, bă, dar eu nu m-am angajat pe postul de nu știu ce. Bă, dar nu e chestie de asta, ideea e că nu, acum eu trebuie să merg să duc asta până la Mureș. De ce? Pentru că, virgulă, colegul nostru care se ocupă de transportul ăsta intern pe aici, de mișcat marfă una alta, nu se simte foarte bine și nu este prezent, știi? Și atât timp cât Valentin poate să meargă, e ok, nu este niciun fel de problemă. Cofitos, pac, pac. Milk, nu este aici? Milk. Dezastru aici, ești bun la cap. Gata, doi pace, fără milk. Mergem să punem niște moto rină. Mamă, știu, m-ar fi trebuit un cablu. N-ai un cablu din ăsta de telefon? N-ai un cablu de telefon? Dar nu se potrivește, că nu iau un telefon. E din aia rapidă? E rapid, încărcătorul. Dar cablu la meu e alt model de... Am înțeles. De mufă, știi? E cu mufă mai mare. Eu am înțeles. Și care-i treaba? Că spune-te. Eu am invitat astăzi să vină la casă. Ce vrei, pipă? Stai că zi. Ia. Nici nu sunt fumători. Pe mai ia sună, că eu mă duc de aici și poate Luci n-are. Da, îți dau bani, dacă mergi. Dar eu mă întorc târziu. Da, pa! Mersi! Hai, de ce? Să punem și niște motorină. Da, vă, mi-e dor, tu ești sănătos la cap, normal că mi-este dor. Unde ai pui asta așa? Mi-e dor, frate, să mă duc o cursă până la... Măcar așa, până aici, aproape, în Belgia, știi cum zic? Mamă, de când am mai mers cu dubanul, ești de bun la cap. Asta are 400.000 de kilometri, cât dracu are? 303, tot acolo. Să mergem să punem și niște combustibil. Funcționează asta? N-are soluție din aia ce n-ai. O să-mi frec nasul. Aram, sam. Îmi trebuia un cablu din ăla ca să pot să încarc. Cu tensiune, cu camera. Să vedem de unde până mai aici încetut. Opa, așa. Oh, poate ești la început, să ai mare grijă când ești cu 3 jumatele tău încărcat. Să ai mare atenție la curbe. Te punem aici. Punem așa normal, trebuie să opresc motorul, dar nu știu dacă mai pornește după aici, nebun la cap.
Trebuie să-l oprim totuși. Vede ce-a fi. Știi ce zic? Nu, las așa. Dă niște bani. Cred că îmi trebuie și puțină cheie. Ia uite, extern. Firmă foarte bine cotată, să zic așa, de la jucarion ăștia. Domnul ăsta aici, ce trebuie la ăsta, motorină? Premium? Serios. Nu premium. Din asta la altă, galbenă. 591. Dă-i să sune. Au, ce fain actrusul, ești nebun? Ah! Papelitos. Mamă, wow, stai că trebuie să mă uit și câți bani bag aici, că n-am destui. N-am mai simțit de mult mirosul ăsta de motorină. Ți-aduce aminte când eram în Belgia de nu mai mers pompa aia și am dat pe mine, ești nebun la cap. Aoleu, 17 bani, n-ai să crezi. Nu știu dacă am bani la mine, bă, am bani. Dar să mai pun măcar de un leu. De 151. Așa, stă aici. Ăsta din face. Așa. Pompa aia, stau, pot. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Salut. La 4, te rog frumos. Cu ro, te rog, da. 2, 1. 2, 2. 3, 2. Nu, 2, 2. 6, 1, 0, 9. La fel. A, stai așa că trebuie să și notez aici niște chestii. Cât am pus gazole. Stai așa să vedem. Punem asta aici. Așteaptă cineva? Nu așteaptă nimeni. Deci astăzi suntem în data de 2.04 km de pe bord. Nu văd. O, să frumos. Dacă a pornit ăsta și mă și trag pe aici să nu fie problemă. Știi că și în afară când mergeam, ceea ce mi s-a părut destul de nasol, nu știu, înțeleg că trebuie făcută pauză la camion, înțeleg. Dar, din punctul meu de vedere, nu e ok să-ți faci pauza în benzinărie, în pompă, de fapt, știi? Pentru că vin, se punea acolo în pompe și stăteau acolo 45 de minute. Tu îți dai seama ce înseamnă ca eu să stau să aștept atâta vreme, 45 de minute, până își făcea el pauza. Kilometri de pe bord, 303.007. 003 007 litri și din aia 591 25 de litri, suma 150,94. Până acolo. Dar e foarte important cu actele. Nu știu dacă te-ai uitat la videourile mele când mergeam eu pe extern. Aveam un loc special unde îmi țineam toate actele. De ce zic asta? E important, atunci când cauți, bă, vinietă, asigurare, habar n-am, știi, sunt acolo în torpedou. Când îți cauți nu știu ce pix, creion, este acolo jos. De asta e, pentru că o să fii foarte obosit și să începi să-ți cauți lucrurile, devine enervant și frustrant după aia, știi cum zic?
Și de asta este bine să ai un loc stabilit pentru acte, pentru toate cele. Uite, vii să-ți iei mașină de aici, de la Cluj, dacă vrei. Sunt 14.000 de miliarde de mașini aici, ne. Bă, lai că mă duc aici pe autostradă, mai filmez dacă găsesc ceva interesant. Pentru că oricum nu prea mai am baterie la cameră. Și mai vedem ce-a fi. No, servus!